despre vreme, pentru că se schimbă la 180 de grade după temperaturi de primăvară. Se pare că vom avea parte de un scurt episod de iarnă. În zilele următoare, temperaturile scad până la limita înghețului pe timpul nopții. Chiar și așa, valorile se mențin însă peste media normală a perioadei pentru care ne aflăm, mai ales în partea de sud a țării. Primim însă mai multe informații despre ce ne rezervă vreme în a doua jumătate a lunii februarie, chiar de la doamna Florinela Georgescu, director executiv al Autorității Naționale de Meteorologie. Bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru intervenție! Bună dimineața! În următoarele zile vom avea temperaturi ușor mai scăzute decât cele înregistrate în ultima perioadă, maxime care se vor încadra în general între 6 și 12 grade, dar posibil izolat încă valori înspre 14 grade în sudul extrem al țării. Nopțile însă vor fi mai reci pentru că vom avea câteva zile lipsite de precipitații și atunci în condițiile unui cer senin, spre sfârșitul nopților, spre dimineață, temperaturile vor scădea sub 0 grade, mai ales în partea de nord, de centru, de vest a teritoriului, până spre valori de minus 6, minus 8 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, minus 4, minus 2 grade în celelalte zone din jumătatea de nord a teritoriului. Și la București, sigur, o temperatură în scădere în nopțile viitoare. Și să mai spunem și că vor mai fi și unele intensificări ale vântului, mai ales astăzi pe partea de est a teritoriului, dar la viteze mai scăzute decât în zilele precedente. Vă spuneam că sunt câteva zile fără fenomene meteo, abia duminică este de așteptat ca țara noastră să fie traversată de un front de precipitații care să aducă ploi în zonele joase, dar și ninsori în zona montană cea mai înaltă care să împrospăteze stratul de zăpadă.